Societatea comercială are ca profil vânzarea de cereale. În primăvara acestui an a emis 11 facturi fiscale către o societate din Alexandria pentru vânzarea unor cantități mari de grâu, care nu se regăsesc însă în evidențele contabile. În urma acțiunilor de control efectuate de către comisarii Gărzii Financiare Gorj în colaborare cu omologilor din Telorman, au fost constatate aceste nereguli. În urma colaborării cu Garda Financiară Telorman s-a procedat la verificarea unui agent economic din Comuna Dănești și s-a constatat că acesta emisese un număr de 11 facturi fiscale pentru cantitatea de 980.000 de kilograme grâu, în valoare totală de peste 4.300.000.000 lei vechi, pentru o firmă din Alexandria. S-a constatat că agentul economic din Comuna Dănești nu înregistrase în evidența contabilă aceste facturi. Pentru că a afectat statul cu sute de milioane de lei vechi aferente TVA-ului și impozitului, administratorului societății au fost întocmite acte premergătoare începerii urmăririi penale. S-a stabilit obligațiile față de bugetul statului, acesta ridicându-se la suma de peste 1.500.000.000 lei vechi. S-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de evaziune fiscală, acesta fiind înaintat organelor de cercetare penală. Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj urmează să efectueze inspecția fiscală la societatea respectivă.